își sperie adversarii cu această nouă frizură. Parcă ar fi un mohican care vrea să răpună reduta croată. Să vedem atacul lui Dinamo. Centrare pentru la viteca de capul lui Max Nicula. Este gol pentru Dinamo. Gol Ionel Dănciulescu. Dinamo începe în forță meciul din Croația. Dănciulescu, omul care a ratat penalti în partida tur la 2-2, se revanșează acum și își confirmă forma de senzație pe care o traversează. O formă arătată și la media și unde a dat un gol și o pasă decisivă. Ionel Dănciulescu înscrie pentru 1-0 și acum Dinamo este calificat în play-off-ul Europa League. Vedem acțiunea dinamovistă cu centrarea lui Torge și lovitura de rava lui Nicolae respinge Câcleț până la Dănciulescu și golgheterul all-time al lui golgheterul lui Dinamo Ionel Dănciulescu, 194 de goluri în Liga 1 Bergenbir, deschide scorul 1-0 așadar pentru Dinamo. Ce șut a prins Dănciulescu, a ajuns la 16 goluri marcate pentru Dinamo în cupe pentru bunele stadionului din Varaždin. Se afla al treilea portar din lotul lui Dinamo, este vorba de Naumovski. Acum Torje, puțin peste poartă, utilizat și la acest joc de emisarii ai unor formații tari din străinătate. Ultimele zvonuri la minge, o pasă pentru micuțul Șafarici, un jucător de 1,66 m. Din nou Șafarici greșește pasa, Alexe aproape de deposedare, Șafarici din nou. Dinamoviștii trebuie să fie foarte, foarte atenți. O pasă pentru Tkalci și intervine extraordinar Bălgrădean. Din păcate este 1-1, egalează. Vartex este calificat în play-off-ul Europa League. Vedem momentul în care apare foarte bine Clavin. Șutul său este parat de Bărgrădean. Vugrinez nu reușește să împingă mingea. Foarte bine din spate golul Bar și restabilește egalitatea. Este 1-1 și avem din nou emoții. Șutul i-a aparținut lui Glavina. El a fost lotul lui Varaș din o formație care nu are străinie. Vugrineț acum la minge. Vugrineț o pasă pentru Sacer, care trimite pe lângă poartă. Egalizator Dinamo. Din nou un atac, Cătălin Munteanu, Dănciulescu, din nou Cătălin Munteanu din prima pentru Gabi Torje, ajuns în partea stângă. Torje încearcă să găsească culoare pentru șut, șutează Torje, însă o face slab. Foarte bună pentru Torje și el are o revanșă de luat după meciul din Turca și Dănciulescu. Torje și Cârcleț respinge, este gol! Gol Cătălin Munteanu, 2-1 pentru Dinamo. Albroșii preiau din nou avantajul în acest meci retur cu Varaždin. Marchează Cătălin Munteanu după o lovitură liberă executată însă foarte bine de Gabi Torje. Și se vede treaba că meciul cu cei de la Gazmetan Media și-a reprezentat momentul descătușării pentru dinamoviști. Cătălin Munteanu a înscris atunci din penalti, el a deschis practic festivalul de goluri de pe terenul celor de la Gazmetan. Acum iată, marchează un gol care o aduce din nou pe Dinamo mai aproape de play-off-ul Europa League. Foarte bună și execuția lui Gabi Torje. S-a întins după această minge, Câcleț a respins însă până la Cătălin Munteanu și Dinamo conduce din nou acum 2-1 pentru echipa lui Ciobotariu. Cum Aganovic lungește Sacer, acum Vugrine se partea stângă pentru golul Barcentrar în fața porții și din nou Bărgrădean are emoții. Cel care a deviat balonul a fost Glavina. Farici acum pentru Tkalcic șutează peste poarta lui Bălgrădean, întors de Glavina, primește acum Vugrineț. Vugrineț șutează bine de la distanță, Bălgrădean reușește să respingă, intervenție importantă a portarului dinamovist, continuă Golubar, Giacarigia Cone pentru Coniar. Gluhac acum la minge. O pasă către Tkalcic greșită, recuperează Marius Alexe. Alexe, un șut al lui Alexe puternic în blocaj, din nou Alexe, de această dată a pasat multe momente este superior adversarii sale. Acum foarte bună pasa lui Moții pentru Marius Nicolae. Marius Alexe pentru Dănciulescu, șutul lui Dănciulescu prins cu siguranță de Cârcleț. Fotbal estetic, un joc ofensiv pe placul suporterilor. Șafarici, decarul croaților, a fluierat arbitrul. Șafarici șutează mingea, l-a dărâmat efectiv pe Gabi Torje pentru Troiac.
Din nou Troiac la 25 de metri, șutul său este blocat de... Meciul de la Mediaș, la pasa decisivă reușită de Cătălin Munteanu. Balon trimis în spate pentru Cătălin Munteanu, șutează, bine! Însă reușește să prindă și își pune acum echipa pe contraatac, o pasă pentru Marius Niculae, mingea mai departe către Rapidul Gabi Torje. Torje într-un duel cu Tkalcic, Torje încearcă să pătrundă în care o pasă bună cu călcâiul Munteanu și respinge Cârcleț. Torje, dar și finalizarea lui Cătălin Munteanu. Un șut bun al lui Munteanu. Câtă calitate și lovitură de colț pentru Dinamo, tot Torje execută centrare spre Bogdan Pătrașcu. Nu este Marius Niculae, respinge de pe linia porții Coniac. Pătrașcu a fost autorul acestei ocazii, tot el întoarce pentru Laurențiu Rus. Centrarea lui Rus spre Marius Niculae, resping croații până la Ciaharin Giacone. Iar șutul... Să nu se întâmple ca jucătorul croat să ajungă primul la minge. Tot capitanul Șafarici execută centrare periculoasă, este acolo Moți, urmărește Bălgrădean, are probleme în a reține balonul, șut acum peste poartă, Moți mari, a blocat. Cred că Aganović l-a jenat pe Bălgrădean, avea dreptate să protesteze. Trimiterea această dată în lateral pentru Tkalcic, șutul lui Tkalcic puternic. Atenție Bălgrădean. Șafarici la colțul lung, puțin pe lângă poarta lui Bălgrădean. Davor Vugrineț, nici Șafarici nu a bătut rău această lovitură liberă, a văzut o breșă în zidul lui Dinamo. Cătălin Munteanu bate scurt pentru Tănciulescu, din nou șeptarul dinamovist centrează către Moți. Șutul acestuia este parat de Cârcleț, faza continuă, apoi plonjează spectaculos portarului Varaș din... Trecut din nou aproape de 3-1, din nou Moți, omul care a marcat un gol superb în meciul tur, putea să-l învingă pe Cârcleț. Calcici aruncă mingea spre careul dinamovist, este acolo Scarlatache, respinge șutul, este în blocajul aceluiași Scarlatache, continuă atacul gazdelor Dinamo. Lui Calcici, o nouă centrare în careu, balonul este... îndepărtat de Torje și în acest moment Dinamo se impune cu 2-1 și se califică în play-off-ul Europa League după 2-2 pe teren propriu. Dinamo câștigă la Varaždin cu 2-1 prin golurile lui Ionel Dănciulescu și Cătălin Munteanu.